Bunicii care vor să se acomodeze cu tehnologia se pot înscrie la cursuri gratuite de digitalizare. Programul poate fi extins la nivel național dacă există cerere și voluntari care să-i inițieze pe vârstnici în IT. Detalii aflăm acum la I Like IT. Bună dimineața! Ei, da, sărmâna, bună dimineața, bine, bine ați venit! Dimineața. Bine v-am găsit! Fără emoții, da? Fără? Fără emoții. Fără. Avem niște experți în digitalizare aici lângă noi, doar ce au absolvit cursul. La mai mare, la mai multe. Da, și doamna Alexandra și domnul Gabriel sunt invitații noștri de onoare astăzi. Îi felicităm pentru parcursul pe care l-au avut în acest curs. Irinuca Văduva este unul dintre coordonatorii acestui program. Felicitări, mă bucur că se întâmplă din nou. Noi am mai abordat acest subiect la I Like IT până acum. Vorbim despre niște cursuri care, din păcate, pe perioada pandemiei au tot suferit amânări. Și iată că acum le-ați reluat și este o bucurie foarte mare și pentru cei care se pot înscrie și pentru voi care vă ocupați de asta, dar și pentru noi, că putem să abordăm așa un subiect la televizor. Irinuca, te rog, povestește-ne cum se desfășoară, unde se pot înscrie cei care ne urmăresc. Programul Digital Citizen, căci așa se numește, poate fi accesat inclusiv de seniori și noi îi dorim alături de noi pe senior, pentru că pentru ei ne-am pus la dispoziție toate resursele cu titlul gratuit. Poate fi accesat în acest moment la ICDL Edu Hub în București. Suntem foarte onorați de parteneriatul cu Centrul pentru Seniori al Municipiului București. E un pas în plus pe care l-am făcut față de data trecută. Ne-am extins în București și suntem în perioada în care suntem fericiți că am încheiat o grupă ce fusese amânat, așa cum ai spus tu, dar suntem mândri că deschidem înscrieri pentru încă cel puțin o grupă. Una o facem sigur începând cu luna iunie, dar noi ne dorim mai mult și, cum spuneai și tu, căutăm voluntari, cel puțin în București. Oameni dacă care își pot rupe din timpul lor pentru a-i ajuta pe seniori să se acomodeze cu tehnologia. Exact. Și ca să înțelegem și cum îi ajută în general aceste cursuri, vin către voi. Îmi permit să vorbesc la apertu. Da, bineînțeles, sigur. Și întrebarea mea este cum v-ați acomodat cu tehnologia? La ce vă ajută pe voi și la ce v-a ajutat acest curs în general? Cum s-a schimbat viața voastră după acest curs? În primul rând, prin accesarea acestui curs, noi seniorii, și nu numai noi seniorii, am putut să ne faciliteze posibilitatea de a plăti facturi, de exemplu, fără să mai mergi, faci un drum la centru de plată al respectivei utilități. Energie, gaze, telefoane, deci cablu. Facturile le plătiți acum online, sigur. Medicamentele le comandați online? Comandă de medicamente prin internet, comandă de, dacă place, duce la femei, comenzi de rețete cosmetice, culinare. Rețete culinare, aici doamna Alexandra cred că este expertă, nu? Sigur, nu chiar expertă, dar într-adevăr mă ajută foarte mult, m-a ajutat cursul, mi-am completat cunoștințele și acum am zis, caut și rețete și la medicamente, dacă nu găsesc un medicament la o farmacie, atunci accesez calculatorul imediat și îmi caut medicament, mă uit la prospectul medicamentelor, adică bineînțeles, mergem la medic neapărat, mergem la medic, dar ne informăm. Păstrați legătura cu medicul și pe WhatsApp, de exemplu, când este cazul, prin mesaje? În pandemie am păstrat legătura, ne trimitea rețeta prin calculator și așa mergeam cu ea, o tipăream și mergeam la farmacie și ne luam medicamente. Mi-ați povestit că aveți și imprimanta acasă și că vă printați toate rețetele, nu? Cel care utilizează un calculator sau chiar un telefon smart, sigur, e aproape obligatoriu să aibă o imprimantă acasă. Fiindcă sunt momente când ai nevoie să ai o hârtie scoasă ca să poți să o prezinți sau să o folosești. Și deci, imprimanta este un accesoriu necesar. Dar pentru distracție, pentru divertisment, ce faceți? Vă jucați? Nu citim, privim filme, ascultăm muzică. Citiți? Se poate citi pe digital. Sistem digital. Pe ați renunțat la cărți? Electronică, e-book, respectiv. Eu nu. Nu ați renunțat la cărți? Nu. Preferați e-book-ul? Prefer e-book-ul din motive de sănătate. Practic v-a ajutat faptul că ați putut să faceți asta? Dorea foarte mult să reiau posibilitatea de a citi cărți.
deși sunt citite acum 10, 15, 20 de ani. Hai să recitim, să încercăm din nou. Atunci am ales varianta aceasta cu cumpărarea unui produs digital. Respectiv o cartelă, o tabletă, carte... un e-book. Un e-book, e-book foarte bine, poți să citești cărți pe care dorești, și dar descarci trebuie mult să folosești și noțiunile de la cursurile calculatoare. Fiindcă trebuie să trimiți cărțile de pe unde le-ai downloadat, prin e-mail, pe această carte digitală. Felicitări! Mă bucur foarte tare că v-ați împrietenit cu tehnologia. Vom continua discuția și la ora 10. Da. Irinuca, mai vreau foarte repede doar să amintim unde se pot înscrie cei care ne urmăresc. Datele de contact sunt pe ecdl.ro sau site-ul pe care l-avem aici. CSMB.ro, da, la Centrul pentru Seniori. Și aș mai menționa un lucru. Programul pe care îl parcurg e unul standard la nivel internațional și vreau să-i anunț chiar pe invitații tăi special că în curând își vor primi și certificările, pentru că la final își obțin și prima lor certificare recunoscută internațional de utilizare a tehnologiei. Perfect. Mulțumim foarte mult. Continuăm și la ora 10.